Protestele din Canada împotriva vaccinării obligatorii anti-COVID-19 au scăpat de sub control, iar primarul din Ottawa a declarat stare de urgență. Autoritățile au recunoscut că manifestanții instalați în centrul capitalei au depășit numeric poliția și controlează situația. Și în câteva orașe din Europa, oamenii au ieșit în stradă sătui de restricțiile legate de coronavirus. Israelul însă a anunțat că renunță la certificatul de vaccinare anti-COVID. De 10 zile, capitala canadiană este paralizată de manifestația șoferilor de camioane, care și-au adus mașinile de mare tonaj pe străzile din oraș și claxonează neobosit. Acest camion va rămâne aici, toate aceste mașini vor rămâne aici, nu mai avem nimic de pierdut. Demonstrațiile inițiate de camionagii supărați pe cerințele de vaccinare la trecerea frontierei americano-canadiene s-au transformat în proteste ample împotriva restricțiilor sanitare, la care s-au alăturat mii de oameni. Sunt mii de protestatari, mult mai mulți decât avem noi polițiști. Suntem depășiți numeric și trebuie să ne asigurăm că ordinea este readusă în orașul nostru. S-a protestat și pe străzile din Madrid, unde sute de oameni au mărșăluit cu pancarte în mâini împotriva măsurilor antiepidemice. Spania a anunțat că din 10 februarie renunță la purtarea măștii în aer liber. Iar la Rotterdam, în ciuda vremii nefavorabile, mii de oameni s-au alăturat unei demonstrații, care însă s-a desfășurat în mod pașnic. Ca urmare a presiunii publice, autoritățile olandeze au început să reducă treptat restricțiile.